Iubiților credincioși, bine am văzut cam de mult. Și pentru asta a slobozit Dumnezeu ca să fie minunea de astăzi cu acel cor. Să o tâlcuim puțin, să vedem ce se ascunde în această minune. Știm că Domnul nostru Iisus Hristos la orice pas făcea minune. Îl vedem din Sfânta Evanghelie, cronologii, cum mergea undeva, tot îi apărea, un îndrăgit, o femeie Hanania, mai era un mort și de multe, multe ori era pus în postură de a vindeca. De data aceasta găsește la biserică un orb. Acest orb era din naștere. Era orb și nu avea locul popular, fiindcă așa s-a născut el. Domnul Hristos face tină, scuipă în jos și face tină și unge la urmă. Și îl trimite să meargă la apa Siloamă, să se spele. Se spală și apoi vine văzând. Atâta de mare minune s-a făcut atunci încât că i-a cutremurat pe toți oamenii. Ca să mai vindeci un orb, mai sunt doctorii, mai sunt medicamente de toate feluri, ca să-i revină vederea. Dar acesta nu avea un loc popular. Ploapele lui erau închise din naștere. El nu vedea absolut nimic. Aceasta s-a făcut o minune cutremurătoare. Ne punem întrebarea de ce a făcut Domnul Hristos așa. Putea să-i spună că la asfalt vindecă-te sau cine știe cum, dar căpăta vederea, că nu era greu Mântuitorul ca să facă acest lucru. Dar prin a face tine arată cum l-a făcut pe Adam, că acea parte a ochiului care lipsea, a făcut-o Mântuitorul din pământ și a scuipat. Și dacă ne ducem în Sfânta Scriptură, găsim că așa l-a făcut pe Adam, tot din țărână, din pământ ieși în pământ vei merge și știm cum oamenii după moarte putrezesc. Deci s-a arată acum Domnul Hristos că este Dumnezeu și om. Ambele firi desăvârșite se arată în desăvârșirea Lui, cum îl vindecă pe acel om. Îl trimite la apa Siloamului. Acea apa Siloamului avea și ea o lânduială aparte. Era cu Dumnezeu. Fiindcă odată când au fost înconjurați de Senaherib, acel popor asirian a căutat de unde se adapă Ierusalim și a găsit acea fântână, de unde venea pe Uluce, venea în Ierusalim apa. Dar Dumnezeu a făcut minune că a secat atunci. Când a găsit apa, a secat și n-a mai avut de condiția. Vedeți că acest lucru este cu rânduială dumnezeiască. Plus de aceasta, îi spune orbului să meargă să se spele. Aici se arată ascultarea acelui bărbat ca să meargă, să împlinească porunca Mântuitorului. El nu cunoștea pe Domnul, dar așa mânșit la ochi cu tine, el nu se supără și se duce
la apa Siloamului, face ascultare, că de aceasta și Siloam se târguiește trimis. Se spală de acea tină și vede într-o clipă, vede și el luna. Aceasta se face sâmbăta. Oare pentru acel om nu era cea mai mare sărbătoare? Era pentru prima dată când vede și el luna înconjurătoare. Era pentru prima dată când cineva nu mai conducea, ci el mergea pe propriile lui picioare. Era pentru prima dată când vede lumina soarelui și frumusețele de jur împrejur. Era pentru prima dată când îl vede pe Mântuitorul. El la început nu știa cine e, că e Mântuitorul, dar numai faptul că i-a spus să se ducă la apa Siloamului, a mers acolo și s-a spălat și a văzut. De acum avea să intre în tevatura fariseilor, a cărturarilor și a saducheilor. Acești oameni parcă au nebunit. Îi vedea de mulți ani pe acest tânăr care cerșea în fața bisericii. Îl cunoșteau că este ori de naștere. Dar nu interesa pe ei vorbirea lui. Și acum l-a vindecat Mântuitorul și îi găsește culpă. Cine te-a vindecat? Și spune un om cu numele de Iisus. Spune tot cum i-a spus să meargă la apa Siloamului, s-a spălat de acea tine și apoi a văzut. Arată Mântuitorul și darul Siloamului, care l-a dat Dumnezeu poporului iudeu. Totodată arată, preînchipui aici, și botezul care avea să vină după înălțarea Mântuitorului la cer, să boteze pe toți apostolii, să boteze pe urmă ei poporul și să împrăștie creștinismul bun. Acei iudei l-au chestionat din aproape în aproape, dar nu s-au săturat din ceea ce a spus el. A chemat părinții să vadă, acesta este cu adevărat or, este cu adevărat fiul lor, dar părinții, fiindcă se temeau ca nu cumva să recunoască că Mântuitorul a vindecat, și îl va scoate din sinagogă, spune foarte frumos că l-am născut noi, e adevărat, că e fiul nostru și că s-a născut ori, e ori din naștere și n-a văzut deloc, e adevărat. Dar cum a căpătat vederea, vârsta are și poate să vă spună. S-au inflamat fariseii. Au luat foc la aceste cuvinte, îl cheamă iar pe fostul lor. Spune-ne nouă cum te-a vindecat. Și spunându-i din nou cum l-a vindecat, îi zice, ești tot născut în păcate, ieși afară din biserică, că acest om care te-a vindecat este păcătos. Din discuția orbu, fostului orb și cu fariseii, răiese că Dumnezeu nu l-ascultă pe un om păcătos ca să facă această minune. Fără numai că cel ce m-a vindecat este un fel. Și l-a scos afară de sinagogă. Apoi Domnul Hristos, nu departe, îl găsește și îl întreabă, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Eu cred în El, că El m-a făcut vindecat, El m-a ajutat de m-a vindecat. Și Mântuitorul, foarte smerit cum face, îi zice,
este cel ce l-ai văzut și cel ce vorbește cu tine. Cred, Doamne, și mărturisesc. Vedeți, iubiți credincioși, o mărturie a unui fost om. Un om renegat de societate, un om din marginea societății. Că toți handicapați aceștia erau eliminați de societatea boiemă, de societatea plină de aur și de argint. Și cum l-a pus Dumnezeu pe acesta în favoare? Pentru acest fost om, era un sabat, era mama tuturor sărbătorilor. Cânta de bucurie că a văzut și că vede, acesta s-a făcut apoi apostol. Vedeți cum se descopere Dumnezeu din aproape în aproape. Iisus Hristos că este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. A venit pe pământ și s-a întrupat. S-a arătat din toate părțile că este Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Vedeau și iudeii aceste minuni care l-a făcut Mântuitorul, dar tot nu credeau. Ce înseamnă să orbească om? Vedeți și în ziua de astăzi sunt mulți oameni pe pământ, dar toți sunt orbi. Majoritatea sunt orbi. Cei care nu cred în Hristos, care nu cred în Dumnezeu, care nu cred în nimic, că sunt de diferite tevaturi acești oameni, sunt cu adevărat oameni. Acesta din marginea societății i s-a deschis ochii și sufletești, că l-a văzut pe Mântuitorul, că după ce i-a deschis Domnul ochii, el începea să fuge de cele înalte. L-a cunoscut pe Domnul Hristos în fapte, nu în vorbă doar. Și în cuvinte scurte vine Domnul Hristos și s-a dat. Iar cei grași ai sinagogii, cărturarii, fariseii, deși erau plini de slogă, plin de cultură scripturistică, iată că nu cunosc pe Domnul Hristos. Oare cum le va fi la judecat acestor oameni, care sunt și acum, ori băgăie în întuneric ca să-L caute pe Hristos? Vorbesc întotdeauna că trebuie să vină Mesia. Dar ce Mesia este? Fără numai Mesia Panului, Mesia teritoriilor, Mesia care să stăpânească tot pământul, acela e Mesia pentru ei. Și Domnul Hristos a venit la tine, a venit și s-a arătat în puterea sa și a spus că am venit să lucrez, lucrez cât e singur, că vine noaptea și nu mai lucrez. Că El era ca ziua pe pământ, a venit și a lucrat tuturor celor bolnavi. Iubiți credincioși, nu este greu a crede în Dumnezeu, nu este greu a te inima Lui, că vedem cu toții cum ne duce. Vedem cu toții cum vorbim în ceasul păcatului. Diavolul care este stăpânul păcatului caută să-l trântească pe om în păcat și apoi îl are în mână. Dar nu are voie ca să se agațe de viața lui. Că viața nu e turnată în om, nu-i de la diavol, ci de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne roagă,
Rabdă tot pământul cu toate păcatele lui. Rabdă ca să se îndreteze, cum zice prorocul, când vei judeca tu. Rabdă la nesfârșit pe toți telegoșii, toți cârpacii, toate rufele pământului. Că vedeți, omul nu este în cinsta aceea care posează. Cinsta o dă Dumnezeu. Ce cinste avea acest orboar? Când mergeau farisei și cărturari, îl dădeau la o parte și intrau în sinagogă cu bulții de pline să se vadă. Era zero cinsta lui. Și pe acesta l-a pus Dumnezeu în cinste. Vedeți? Un lucru tare cincaș. Cum a venit de la apa Siloamului și a văzut. A fost ca botez pentru el. Așa este pentru un creștin după ce se botează. Este predispus la toate merite. Că diavolul nu poate suporta taina Sfântului botez. Și atunci caută să-l tăvălească pe om iarul mocintă. Ca să-i strice curăția. Să-i strige haina aceea albă și imaculată a botezului. Din această cauză, omul trebuie să se păzească. Acel om, după ce a văzut, a intrat imediat la interogator. Și tocmai la farisei s-a văzut. El era nevinovat că l-au chemat farisei să spună cum de-a văzut. Și el nu s-a sfiat și a spus frumos. Un om cu numele de Iisus mi-a făcut tine, m-a uns la om și mi-a spus să merg la apa Siloamului și să mă spăl. Vedeți ascultarea cât de mare este și în biserică. Acest om e mare, iubiți credincioși. A rămas o pildă, a rămas ca un izvor de înțelepciune pentru toată creștinătatea de până acum. Acela care n-a văzut niciodată, iată într-o clipă, a văzut. Fără numai că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Cine putea să-i credea vederea? Din această cauză cântă prorocul David în psalmii lui. Să lăudăm pe Domnul, mari ești Doamne și minunate sunt lucrurile tale. Și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor tale. Domnul Hristos este făcătorul cerului și al pământului. El a făcut soare. Ieșirea lui din marginea cerului, cum spune sub prorocul. Ieșirea lui, apoi intrarea în soare. Domnul Hristos s-a arătat la schimbarea la față cine este. Cum s-a schimbat și nu puteau suporta acei apostoli lumina soarelui. Din veșmintele și din fața Mântuitorului. Dar iată că pe urmă au uitat de el și s-au depădat. Vedeți, iubiți credincioși, cât de mari minuni a făcut Dumnezeu cu noi oameni. Și nu numai că a făcut, încă face. Acesta a văzut și aceilalți au urmit. N-au fost minunile unice pentru cărturari și farisei. L-au secundat pe Mântuitorul la toți pașii unde mergea. Dar nu aveau voie ca să se ia de Mântuitorul și să-l aresteze.
cum avea să spune, nu a venit încă vremea mea, vremea ca să-l aresteze și apoi să-l junghie, să-l ucidă pe crucea Golgotei. Mântuitorul trebuia să moară, că pentru aceasta a venit, ca să omoare păcatul la el acasă. Pentru aceasta s-a ascuns în acest trup de om, s-a ascuns dumnezeirea ca omul neștiind din cauza păcatelor să-l înjunghie pe Mântuitorul. Și totodată să iau lecție diavolul, că diavolul la orice face omul bine, imediat îi stă împotrivă. Îl taxează dacă poate să-l și omoare. E când Mântuitorul, Mântuitorul stă cu brațele deschise și ne așteaptă. După cum a și spus, veniți la mine toți cei osteniți și însărcinați de păcate și eu vă voi odihni pe voi. Un glas bun, un glas dulce, care îl spune în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Ne-l predăm Mântuitorul în fiecare zi, dar noi trebuie să-l căutăm. Iubiți credincioși, cu durere trebuie să vă amuz că săptămâna aceasta am avut un eveniment privat. Am avut sinod la săptămâna cu toți preoții și mitropolitul este catehizit. Și nu-i nevinovat. E totul după Sfintele Canoane. Poate mulți dintre dumneavoastră mai știți. Și cred că mulți știți. Am documentul care trebuie să vi-l citesc, dar îl găsiți dumneavoastră de site-ul Mănăstirii Sătuare. Și dosarul lui de condamnare s-a tăcut că așa trebuia, dar nu s-a mai făcut. A fost chemat la ședințe, a fost chemat la sinod, a fost așteptat până în ziua de joc ca să vină la sinod și n-a fost să vină. Ce înseamnă un femeie? O Izabela a scris cineva, nu mai țin minte publicația, femeile din spatele oamenilor. Îmi pare foarte rău de lucrul acesta, dar nu se mai putea face nimic. Mi-a fost un prieten foarte bun, dar se vede că el nu mai de fațadă. Această Izabela, această femeie a distrus loc, a distrus un om. Voia să-i sărute mâna toți preoți. Era mai ceva ca din Scriptură. Femeile care îmi tărâmam tot, poate mă ascultă, dar vreau să-i transmit acest lucru. Ce-a făcut din nou și va răspunde în fața judecății. Este prezentă tot timpul lângă el. Știu că și pe dumneavoastră vă doare. Poate mult vă doare, sau poate mai puțin. Dar am luat în obraj toate osanale. Le luam noi arhierei din cauza că am tăcut și am răbdat. S-a răbdat până la infinit cu preasimțitul de Moștenit Mitropolitul actual.
că e bătrân sărac, are 96 de ani, dar are mintea întreagă după vârsta lui. Și zice, să mă țin la Dumnezeu ca să văd problema rezolvată și apoi să mor. Vedeți cum se lucrează în biserică, dar cu tăcere, nu cu zgomot. Îmi pare foarte rău de ziția sa, dar e de gust din partea de altfel. Mai sunt pe aici, pe port, niște ciurucuri de oameni care vorbesc ca lumea. Nu vă mai uitați asta. Satana asta de pe ce? Internet. E o prostie de viscă de cioc. Dar dacă s-a ajuns aici, cu acești oameni cu care lucrează microfonul săracul, frazeții cu plase, dar acum nu mai e frazeții cu plase, n-avem ce face. Se adună numai cu ciurucurile biserici, cu caterisiți, cu lepătații din biserică, care sunt toți motivați, că n-au făcut ceva ieșit din comun. Sunt sfintele canonului care trebuie să le respectăm, dar nu se mai putea până la Dumnezeu. Să mergem înainte de acum. Știu că aici sunteți oameni buni, sunteți oameni celebrați, sunteți o biserică bună, o biserică plină de oameni înțelepți. Și pentru aceasta cred că nu ar trebui să aveți neîncredere în cuvântul meu. Am spus eu ce s-a întâmplat și vă spun de întotdeauna. Este de pus pentru întotdeauna din fostul mitropolit. Să ne rugăm pentru el, să ne rugăm pentru noi toți. Cât despre chirotonii, nu vă îndoiți în suflet, că darul Duhului Sfânt a lucrat. A lucrat, că vedem cum a lucrat în toată istoria creștinească. Duhul Sfânt vine și lucrează, până când este depus omul din treaba care o are. Iubiți credincioși, multe se pot spune, dar ajunge atât. Cine vrea ca să se cultive, cine vrea mai multe, poate căuta pe site-ul Mănăstirii Sărbătoare și găsește acolo tot, fiindcă Dumnezeu este unul și Dumnezeu nu se strică, că apare un om rău fama, apare o muiere pe undeva, sau cine știe ce apare, Dumnezeu rămâne greu. Sau cum acum am misteria aceasta de sec, pe toți îi va judeca cum a venit Mântuitor. Dar nu acum, când este judecata lui a doua venire a Mântuitor. După ce s-a înălțat la cer, au venit doi îngeri în toată splendoarea lor cerească și spune apostolul: ce stați așa, bărbați galileieni și vă mirați? Acesta care l-ați văzut înălțându-se la cer, va veni a doua oară în toată slava lui să judece pământul. Deci încă o dată mai vine Domnul Hristos și când va judeca pământul. Dar noi nu știm și nici nu ne interesează. Trebuie să lucrăm
fapta mântuirii, să ne închinăm, să facem ascultare în biserică și să aducem Domnului Hristos slavă, cinste și bucurie în veci, în veci, amin.